Despre meditația Vipassana, am să încerc să fac o scurtă introducere, am să vorbesc în linii mari despre ceea ce se întâmplă la un curs de 10 zile și am să încerc să punctez beneficiile acestei meditații. Am să le punctez foarte pe scurt pentru că voi face un clip separat și am să vorbesc mult mai în detaliu despre ce se întâmplă atunci când meditezi cu Vipassana. În prezent am să fac o scurtă introducere, așa cum am spus, despre ce se întâmplă la acest curs de 10 zile, curs la care din ce în ce mai mulți oameni aleg să meargă astăzi. Bun. Meditația Vipassana este încă de pe vremea lui Buddha, cumva s-a păstrat această tradiție, iar noi astăzi avem acces la ea. Am să vorbesc despre acest lucru într-un clip separat. 10 zile de curs. 10 zile în care alegi să respecti liniștea nobilă. Liniștea nobilă presupune că nu ai voie să vorbești cu absolut nimeni, cu niciun cursant, în afară de profesorul care te ghidează și eventual managerul în care cu adevărat ai o problemă care trebuie discutată. Liniștea nobilă este un fel de jurământ pe care ți-l faci față de propria ta ființă pentru a respecta un principiu foarte important al cursului, care ajută și care susține meditația. Atunci când nu vorbești, atunci când nu ai nicio relație cu cel de lângă tine, ca o paranteză, vorbitul poate fi la nivel de cuvânt sau poate fi la nivel de gesturi. E de la sine înțeles că și gesturile trebuie îndepărtate cu orice chip. Deci cumva trebuie o non-comunicare când vine vorba de cel de lângă tine. La meditația Vipassana participanții stau câte 4, 5, uneori 6 în aceeași cameră. Deci cu alte cuvinte, vorbitul fără cuvinte este destul de ispititor, să zic așa. Nu trebuie să vorbești cu absolut nimeni, trebuie doar să te focusezi pe meditație. Liniștea nobilă ajută foarte tare starea de liniște mentală. Cumva liniștea exterioară stimulează liniștea interioară. Mintea, în aceste 10 zile, trebuie să fie focusată pe meditație. În prima parte a cursului se practică anapana, în a doua parte se practică vipassana. Ce este anapana? Anapana înseamnă atenția la respirație. Să fii permanent atent la ce se întâmplă sub nări, deasupra buzei superioare. Cumva mintea începe să poată să fie focusată pe o singură zonă, mintea devine ascuțită și începe din ce în ce mai tare să stea în prezent. În același timp, atunci când practici anapana, are loc și un proces de purificare. Am să vorbesc despre asta într-un viitor clip. Primele 4 zile jumătate, se practică anapana, atenția la respirație. După, se trece la vipassana. Cumva mintea reușește să fie liniștită, reușește să fie focusată, reușește să fie prezentă și extraordinar de subtilă, apoi este pregătită de Vipassana.
ce se întâmplă la meditația Vipassana. Așa cum mintea a fost învățată să fie atentă la ce se întâmplă sub nări, deasupra buzei superioare, mintea care a ajuns foarte șlefuită și foarte subtilă, începe să scaneze întregul corp. Începe să scaneze întregul corp și să observe ce se întâmplă. Să observe că totul în corp apare și dispare. Această apariție și dispariție se întâmplă cu ajutorul senzațiilor. Ce sunt senzațiile? Senzația înseamnă orice se întâmplă pe corp. Durere, plăcere, înțepătură, furnicătură, aer rece, aer cald, orice, absolut orice, este o senzație. Iar mintea învață să se uite la aceste senzații fără să se implice în ele, doar să le observe. Dacă este o durere, mintea nu va trebui să o respingă, ci va trebui să o accepte. Dacă este o plăcere, mintea nu va trebui să dorească să prelungească plăcerea, ci să accepte plăcerea. Ce se întâmplă? Mintea devine ecuanimă. Ecuanimă sau detașată. Mintea devine extrem de detașată. Poate observa tot ce se întâmplă în interiorul corpului fără să respingă ceva. Doar să se uite. Poate să se uite în interiorul corpului fără să se atașeze de ceva. De ce se poate atașa mintea? Mintea se poate atașa de plăcere. Simți o senzație plăcută pe corp, îți dorești și mai mult. Simți o stare de bine în interiorul corpului, vrei să o prelungești, vrei să te alimentezi cu ea. Aici este riscul pentru cei care practică Vipassana de foarte mulți ani, au corpul purificat, există acest risc de a se atașa de senzații plăcute. Însă am să vorbesc despre mai târziu. Bun. Am zis Anapana, Vipassana, iar la finalul cursului, în a noua zi, se practică Metta. Metta este un fel de rugăciune pentru întregul univers, pentru toate ființele. Se dorește ca toate ființele să fie fericite. Și este o rugăciune, un fel de rugăciune, pentru că nu este rugăciune. Este o practică care vine după 9 zile de purificare intensă, de meditație și purificare. Și atunci, cu adevărat este auzită. Cu adevărat se întâmplă ceva, mai ales în interiorul nostru, atunci când manifestăm astfel de sentimente. Ce se întâmplă cu ceilalți, ce se întâmplă cu destinația rugăciunii, nu știm, însă categoric se întâmplă ceva în propria interioritate. Astăzi oamenii de știință pot măsura aceste lucruri. În linii foarte mari, în linii foarte, foarte mari, despre asta este vorba la curs. Aceasta este o scurtă prezentare. Voi mai face clipuri când am să vorbesc într-un mod special despre liniștea nobilă, despre faptul că bărbații sunt separați de femei, despre moralitate, despre niște reguli pe care trebuie să nu le încalci ca să poți practica cursul bine și cursul să fie folositor. Și am să vorbesc în mod deosebit despre Anapana și Vipassana.
cele două sunt extrem de importante, în special Vipassana.